Neața, e ora 9:20 și tocmai părăsim hotelul, destinația noastră finală de astăzi. Este lacul Como, localitatea Vasena, de fapt, de pe malurile lacului Como, din Italia. Partea nașpa, în continuare, este că afară continuă să fie o vreme splendidă. Plouă de ieri într-una și ne-a cam stricat toate planurile. E clar, soare, m-am uitat pe prognoză și așa, nu știu dacă o să mai prindem, dar sper măcar ploaia să se mai domolească. Da, vedem. Până atunci, bineînțeles, ne vedem pe drum și numai bine. Am zis, dacă tot am venit până aici, nu putem să vedem doar unul din lacurile din nordul Italiei, și anume lacul Como. Hai să-l vedem și pe cel mai mare. Hai să venim și la lacul Maggiore. Am descoperit aici pe malul lacului o mică grădină botanică extraordinar de frumoasă și imediat ajungem să vedem și lacul. Știți că e zicala aia care zice așa, că dacă îți bagi picioarele într-un râu sau apă sau mai știu ce, se zice că o să te mai întorci acolo. Și pentru că îmi doresc să mă mai întorc aici, să stau poate mai mult și să prind, bineînțeles, și vreme mai bună, plus că avem și o tradiție de păstrat, o să-mi bag picioarele în lacul Maggiore. Până acum, sincer, nu e frig. Și nisipul e chiar plăcut la atingere, ca temperatură. Hai să vedem un pic și apa cum e. Cred că 15 grade. Acum am început să-mi înghețe picioarele. Da. Nu cred că sunt chiar 15 grade, cred că sunt vreo 13 grade doar. Nu contează. Important e că ne-am băgat. Bitches big crying, they fuck around and lose it. Nah, I am no wave, I only wave when I'm telling them bye. Cause we ain't turning, ain't fraternal or identical.
Ultima oprire pe ziua de astăzi, până să ieșim din Elveția, pentru că încă nu am intrat în Italia, o facem la Parco San Grato. Este un parc lângă localitatea Lugano și, bineînțeles, oferă o priveliște foarte, foarte faină asupra lacului Lugano. Hi, heels, one, my tippies. Do, say, and Gabbana, that's one, my tippies. Cap, me better man, when I write the tippies. I still got the juice, bitch, by a sippy. I will never slippy, like a mississippi. Stay in your Tory lane, bitch, I am not Iggy. I know that the niggas train to bang like chicken. I am such a catch, nigga, don't want your nigga. You wanna play with me. Încă vreo 300 de metri cred că mai avem de urcat și ajungem la obiectivul final de aici din parc. Este un leagăn, îi zice Swing the World și este un leagăn cu o priveliște extraordinar de frumoasă asupra lacului Lugano. În sfârșit am ajuns. Leagănul, ca de obicei, nu avem baftă pentru că e înorat și nu se vede foarte bine lacul, dar chiar și așa tot e splendid și frumos. Hi, heels, one, my tippies. Do, say, and Gabbana, that's one, my tippies. Cap, me better man, when I write the tippies. I still got the juice, bitch, by a sippy. I will never slippy, like a mississippi. Stay in your Tory lane, bitch, I am not Iggy. I know that the niggas train to bang like chicken. I am such a catch, nigga, don't want your nigga. You wanna play with me. Buongiorno! Am ajuns în sfârșit la Como, în Italia, în Vasena. Este superb peisajul deja, deci am văzut Alpi, am văzut multe chestii, dar de data asta nu e ceva rupt din cer. Și uitați-vă un pic și satul în jur cum arată. Și am văzut și am filmat deja niște peisaje extraordinare din mașină și sunt convins că mâine o să fie și mai și. Până atunci, haideți să vedem cum ajungem, cum intrăm la cazare. Asta e grădinița și hai să vedem, nu știu care e apartamentul. Scrie acolo. Deci, I left the key of the house in the little safe under the window on the right side of the flat's door. Să presupun că ăla. Da. 1, 3. Avem inclusiv caiace. No. Bianca? Imediat. 0. 0. 9. De asta. Nu, trebuie 1 3 0 9 invers. Dan. Trage de el în jos. Cu totul, mă, ieșa. Bine. Ia. Aici? Ai văzut ce avem aici? Da. Aici a trezit? Bianca, da. Ce aia, ce nu e? Bianca, ca aia ce? Și o măsuță aici, putem să mâncăm dacă vrem. Ei, avem așa, în avanpremieră avem bucătăria complet utilată și aveam cafea. Am zis să nu cumpărăm cafea. Avem bomboane. Avem sufrageria. Aici avem baia. Mașina de spălat, cabină de duș, toaletă. Super, 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 super.
camerele. Ia să le vedem. Ah. Aici avem una bucată cameră și aici avem a doua bucată cameră. Superb. N-avem balconaș, dar avem afară balconașul. Ce? Se închide. Ăla nu e o problemă. Da, cam asta cazarea. A costat 287 de euro pentru 3 nopți. Aici la Como, eu zic că prețul e bun. E o casă veche, dar arată bine momentan și avem tot ce ne trebuie. Și cred că o să pun și punct zilei de astăzi. Dar mâine, sigur, mergem să explorăm lacul Como și vilele superbe de pe malurile acestuia. Până atunci, numai bine!